Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, pentru acest moment prezent în care voi ascultați clipul. Și am câteva mențiuni de făcut. În primul rând, citirea este colectivă, dar noi suntem parte din mentalul colectiv. Dacă nu rezonează cu voi, este în regulă, puteți merge mai departe. În al doilea rând, tarotul arată probabilitățile cele mai apropiate de vibrația mentalului colectiv din acest moment prezent. Da, evident, până la nivel de individ, pentru că tocmai de aceea avem 12 semne în astrologie, iar noi, ca mental colectiv, însemnăm practic vărsătorul, cu care eu de altfel mă conectez foarte bine, pentru că o am pe Venus aici. În al doilea rând, cât pe ce să nu fac filmarea. Ba a plouat, ba n-am avut voce, între timp m-am mai tratat, am folosit și un anestezic local. De ce am rămas fără voce? Vă povestesc imediat. Dacă nu vă place, un intro sau să ascultați și ce are omul de spus din spatele camerei, pentru că până la urma urmei suntem oameni și nu roboți, atunci îmi pare tare rău, înseamnă că nu sunt eu omul potrivit pentru voi în acest moment, când voi aveți o altă nevoie, diferită față de cea pe care eu v-aș putea ajuta, sau nici măcar nu știu ce, să vă îndepliniți. Am avut un fel de mini conflict mut cu cineva, căruia i-am spus și mai bine mă opresc aici, evident cu însemnătatea de a mă abține și mă abțin. Și apoi, într-un final, am spus ce am avut de spus, am ajuns dintr-un conflict mut la o remediere, dar mie mi-a arătat corpul că, de fapt, în continuare, ceva nu-mi convine și a început să mă doară gâtul. După ce am conștientizat din partea mentală și emoțională de unde mi-a apărut nevoia de a mă abține și cum cuvintele mi-au rămas în gât, m-a luat o stranie durere de stomac, fără să am nimic. Și apoi a urmat conflictul teritorial. Nu decid sau nu am putere sau, uite, aș vrea să facem așa, dar sunt pe teritoriul tău, acolo cam tu ai un cuvânt de spus, dar și eu am, pentru că, mă rog, situația pe care eu am traversat-o și nu am putut să diger acest lucru. De ce v-am împărtășit toate aceste pățanii ale mele? Pentru că așa se traduc toate relațiile unul la unul pe care le avem, indiferent că sunt despre iubire, poveștile noastre sau despre relațiile noastre cu ceilalți oameni cu care avem de-a face într-o conjunctură sau alta. Relațiile sunt expuse sau abordate de semnul balanță în astrologie și au legătură cu casa a șaptea. Balanța este în mod evident un simbol al echilibrului. Când intri în dezechilibru, îți arată realitatea, pentru că se reflectă. În cazul meu a reflectat acest lucru corpul. În cazul vostru poate reflecta o persoană când este un dezechilibru acolo sau chiar și corpul. Da, suntem mai mult decât noi, cei pe care îi vedem în oglindă, suntem ființe de lumină și avem corpul emoțional, mental, fizic, cauzal, astral și așa mai departe. Drept urmare, în acest moment prezent, când lumea doarme, eu filmez pentru că egregorul și mentalul colectiv tace, iar mie mi-este mult mai ușor să captez unda energetică așa cum trebuie. La nivel de relații, la nivel de plan material și la nivel de plan emoțional. Am încercat, după cum ați văzut, o etalare interactivă. Știți că nu sunt fan sau vă spun acum dacă nu știți. Pentru că mie o carte oricum îmi grăiește, îmi vorbește pe mai multe niveluri și pe mai multe înțelesuri.
din punctul meu de vedere, pentru mine personal, nu este decât o risipă de timp, pentru că oricum eu expun toate variantele pe care le văd și dacă aș face mai multe grupuri. După cum spuneam, suntem parte din același egregor. Și ce vrem noi de la viață? Iubire și stabilitate. Să vedem ce ne spune energia momentului prezent. Faze lunare 16, iată numărul turnului. Foarte interesant. Sau 7 al faetonului, care merge după stea. Este doar un moment. Un moment și trece. Dar ce învățăm din asta? Pentru că este o buclă. Ne învârtim într-o roată. Ca și atunci când mergem la culcare. Când, de fapt, lăsăm corpul să se încarce energetic prin ciclicitate, dar conștiința noastră merge acolo unde are nevoie pe timpul nopții și noi practic renaștem în corpul nostru în fiecare zi. Doar corpul îmbătrânește, nu și conștiința, și tocmai de aceea tot ce avem este momentul prezent, care ne dă un alt acum sau viitorul. Dacă privim totul liniar, soarele, energie, voința sufletului, voința sufletului meu se află acum într-o roată, într-un cerc, mă învârt după ceva, dar cercul trebuie închis. Voința inimii mele nu se poate îndeplini sau poate a fost zguduită sub o formă sau alta. Concluzia și morala fazelor lunare sau a unui ciclu de viață, a unui ciclu de existența unei povești, este că trebuie să tragem o concluzie. Altfel, îl vom repeta. Mi-era dor de cărticelele mele verzi. Să vedem ce ne spun, cu ce au legătură fazele lunare de aici sau o posibilă ruptură. Sau să știți că turnul mai este și acel moment în care tu nu vezi pădurea de copaci. Când adevărul sau situația sau soluția este în fața ochilor tăi, dar nu o poți vedea. Cu puterea ta interioară, iată, voința mea, puterea mea, pentru că am văzut soarele, leul. Numărul 19, ce interesant, numărul 19 este numărul Matrixului și aici avem simbolul fecioarei și asul de spade, exact cum l-am interpretat eu ieri. Când am văzut asul de spade, la unul dintre grupuri, cred că la numărul 1, am spus. Sau o fecioară, Mercur, prin guvernatorul său Mercur, care înseamnă comunicarea. Aș vrea să comunic, dar sunt prins în bucla de spațiu și timp. Adică mă învârt într-un cerc care trebuie închis. Nu am o soluție încă, dar o puteți avea, indiscutabil. Pentru a vă recăpăta liniștea, 43-7. Din lumea în care trăiți, prin liniștea voastră, prin starea de prezență, pentru că asta îmi spune mie lumânarea și focul, prezența în acum, puteți să vă aliniați la planul eteric, de unde să vă manifestați dorința interioară. Iar aici am o floare de nu mă uita, o violetă. Poate fi violeta, poate fi o vioară, poate fi cineva care cântă, poate fi o vibrație sau o melodie care să vă conecteze de ceea ce aveți nevoie. Avem axa transcendenței, planul fizic, planul eteric, concretul și infinitul, axa medicinei, fecioară, pești, opoziție. Sunteți în opoziție, în rezistență. Doriți să faceți ceva, dar opuneți rezistență. Și atunci când opun rezistență, doare și în loc să intru în echilibru, se duce în partea cealaltă și tot doare. Adică ping-pong. Iar soluția aici este la mijloc. La mijloc. Avem un număr 10, o rescriere și un 7. Echilibrat, armonios. Puteți acum să descoperiți ceva sau să aflați ceva sau să aveți o discuție care să vă aducă liniștea și să vă scoată dintr-o buclă. Discuția poate să nu aibă rezultatul pe care voi vi-l doriți, dar este cel potrivit vouă. Voi lua și minunile astea. Îmi cer din nou scuze pentru impresia artistică.
pentru că sunt greoi de manevrat, dar sunt fenomenale mesajele din ele. Și avem un pod, dar este un pod întreg construit, care spune că vei depăși cu succes o provocare. Peștișorul de aur. O creștere la nivel spiritual am peștele și o creștere la nivel material. Os al dorinței rupt. Știți ca osul acela de la pui prin care trăgeam de el și ne puneam o dorință. Dorința nu îți va fi îndeplinită. Și aici s-ar putea să fie ceva implicații legale. Iar aceste lucruri se pot traduce așa, la nivel pământean concret. S-ar putea ca unora dintre voi să nu li se îndeplinească materializarea, pentru că dacă vi s-ar întâmpla ceea ce vă doriți, ar fi în detrimentul vostru și incapacitatea noastră de a vedea absolutul ne duce sub o formă sau alta în suferință, dar trebuie să avem încredere într-un plan mai mare, în ceva intangibil, divin, care știe, vede și înțelege ceea ce noi nu putem să facem. Vom lua și o carte a lunilor anului să vedem ce ne mai spune. Ianuarie. Un capricorn sau o situație înghețată. Dar capricornul este începutul nopții negre a sufletului. După ce omul trece de axa berbec-balanță, ajunge în capricorn, în iarnă, într-o perioadă de hibernare. Poate voi sunteți așa acum și trebuie să fiți aici într-o perioadă de hibernare. Poate locuiți prin zone montane, poate animalul vostru de putere este ursul. Poate realmente ursul în sine să însemne ceva la serviciu, un șef, o șefă, sau pur și simplu că vouă v-a fost luată puterea, vedeți aici, nu sunteți întregi și aveți nevoie de dreptate. Se va face dreptate fix în momentul în care trebuie, veți găsi modalitatea de a traversa această situație. La nivel de relație, avem un 8 de cupe, puterea din nou, un paș de bâte, roata și un rege de cupe. Pentru unii dintre voi aici, acest rege de cupe a luat o hotărâre pentru sine și doar în ceea ce îl privește pe el, pe acest rege de cupe, care poate fi femeie sau bărbat, să facă după voia inimii sale. Voia inimii sale care nu a coincis cu voia voastră. Deci undeva voi și partenerul vostru de viață sau voi și persoana voastră de interes nu ați coincis în gânduri, în idei și v-ați îndepărtat unul de celălalt. Aici am soarele. Soarele este orgoliul, este personalitatea și a fost o luptă pentru putere. Pentru alții dintre voi, văd că persoana voastră de interes a dorit să se simtă iubită, atrăgătoare și și-a îndreptat atenția către cineva, poate mai tânăr, cine știe. Pentru alții dintre voi, văd că aveți o șansă de reconectare în pofida tuturor provocărilor prin care ați trecut cu persoana voastră iubită. Dar este nevoie să vă călcați cumva pe mândrie sau să acceptați ceva ce în mod normal, anterior, nu ați făcut. Și poate pentru care ați judecat pe cineva, este nevoie undeva să lăsați de la voi. Pentru alții dintre voi aici, dacă voi nu vorbiți, intervine roata destinului, roata în care sunteți, se înclină. Ajunge în punctul în care, pentru că vă spuneam că este vorba despre ciclicitate aici, acea ruptură poate acum să fie transformată doar într-o fisură. Veți avea nevoie să depuneți efort
dar aveți capacitatea de a integra în voi provocările pe care le-ați traversat voi și persoana voastră iubită, doar dacă aici mai sunt sentimente de ambele părți. Acest rege de cupe este orientat către trecut, dar se uită în prezent. Este un om stabil emoțional, vedeți cum sunt aici personajele acestea. El deține cumva liniștea emoțională. S-ar putea aici ca la voi să fi fost taifunul, durerea emoțională, pentru că voi aveți trandafirii și pe voi vă înțeapă spinii. Dar în egală măsură voi sunteți și cei care ați dat pe afară de iubire, adică ați presărat mai multă iubire aici. Și s-ar putea ca iubirea voastră să fi fost cumva trădată. Dar veți primi mesaje, uitați câte vrăbiuțe sunt pe aici și veți putea comunica când acest rege va coborî din tron, adică cumva sub o formă sau alta, când viața va împinge această persoană să coboare de aici, îl scoate din zona de confort. Deci nu acum când vrem noi. Da. O să iau acest set modern. Avem cavalerul de spade. Regele, vedeți? Aici apare o conjunctură diferită, o situație neașteptată care va face regele acesta de cupe să iasă din zona de confort. O nevoie va apărea, se va naște o nevoie, va apărea așa din senin o modalitate prin care să puteți cumva să stați de vorbă sau să aflați niște vești. Și atunci, în urma veștilor aflate, puteți cumva să stați de vorbă și din nou ca semne astrologice am mama, tata, familia tradițională, capricornul, racul sau pieptul și picioarele. Unul dintre voi a fost iubirea, celălalt a fost susținătorul, baza. Cavalerul de spade spune că cineva este foarte îndrăzneț, foarte iritat, foarte impulsiv în acest moment. Și mai avem un cavaler de bâte. Unul dintre voi este foarte impulsiv, iar altul foarte îndrăzneț, foarte puternic, poate ușor agresiv sau cu o forță brută. Cu o dorință brută, vreau neapărat să știu. Și vedeți de ce nu în acest moment vă puteți întâlni în idei, pentru că sunteți într-o etapă în care, dacă v-ați întâlni, n-ar exista armistițiu, ci reproșuri. Și atunci avem 6 de bâte. În acest moment, dacă v-ați întâlni, ar fi care pe care și ați vrea amândoi să aveți dreptate. Iar roata spune, ok, mai aveți puțin de așteptat, puteți avea amândoi dreptate, pentru că adevărul este întotdeauna la mijloc. Și regina de, foarte interesant, de monede. Regina de monede este soția, este mama, este acea regină din regat, dintre toate suitele, care are grijă de absolut tot. Ca toate lucrurile să funcționeze înspre binele regatului, înspre binele tuturor, mai puțin al ei, și al ei, dar mai puțin al ei. Poate voi aveți aici de-a face unii dintre voi cu o persoană care este căsătorită, sau poate vorbim despre soțul, sau poate vorbim despre o persoană cu care ați avut o relație stabilă, cu care, într-adevăr, vă puteți reconecta. Dar asta înseamnă, în egală măsură, că unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să iertați. Iar pentru alții dintre voi, văd că simplu fapt că a trecut o perioadă de timp și nu s-a întâmplat nimic, atunci a apărut această nevoie de a vă purta singuri de grijă. Iar voi sunteți mai conștienți ca ei în acest moment. Și avem îndrăgostiții. O alegere foarte importantă aici, care va fi luată, poate fi luată.
Alegerea de a vă reconecta cu persoana voastră de interes vă aparține, dar vibrațional și energetic. Când voi atingeți această stare de liniște și sunteți bine cu voi înși vă, pur și simplu, fără nevoia de a fi cu cineva, atunci universul lucrează și vă va împărtăși. Iată, armistițiul, discuția, da? Până atunci, pentru a face armistițiu și pentru ca voi doi să vă puteți alinia, este nevoie de liniște. Liniștea aceasta este pusă aici pentru ca voi doi să nu ajungeți în alte complicații sau situații complicate. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum se poate trezi. Se poate trezi pentru că întâmpină în viața sa niște situații care l-au maturizat sau au maturizat-o. Sau s-ar putea să fie nevoia de bani, sau s-ar putea pur și simplu să fi avut un fel de conștientizare. Și acest lucru, de fapt, să îl facă să vă vadă și să înțeleagă implicarea pe care ați avut-o voi în relație, aportul pe care l-ați avut, emoțiile pe care le-ați adus și iubirea pe care le-o purtați. Ce mai avem aici pentru regele de cupe? Avem pajul de bâte, o pasiune, pasiunea. Cineva s-ar putea să se fi jucat cu focul, acest rege de cupe, după cum vă spuneam, să fie avut așa, că vorbim despre o ea sau despre un el, nevoia de a fi văzut, de a fi validat, de a se simți viu, vie, nu știu, că fiecare om este diferit. Și tocmai de aceea să nu mai fi coincis voi acolo, dar din nou justiția. Și am vorbit despre justiție când am început cărțile, iar în acest context justiția are numărul 8, în celelalte seturi de tarot 11, casa 8-a este casa scorpionului și a lui Pluto, puterea, lupta pentru putere, intimitatea, se poate ca relația intimă să nu mai fi fost acolo la unison, agreată de amândoi, de voi și de persoana voastră de interes. S-ar putea să fi fost secrete sau subiecte despre care să nu fi putut discuta sau să vi se fi ascuns niște lucruri pe care voi ulterior să le fi descoperit. La nivel de sexualitate, din nou, văd aici că s-ar putea să fi fost ceva provocări pentru unii dintre voi. Și acum se înclină această balanță. Doi de monede, o schimbare. Vedeți cum se vede adevărul? În funcție de cine îl privește și de unde, ne vedem în oglindă. O schimbare. Noi reflectăm realitatea. Da, persoana la care vă gândiți voi, pentru unii dintre voi, se poate întoarce și veți găsi cumva o formă prin care să traversați acest pod. Dar pentru alții dintre voi, nu în acest moment, pentru că este mai bine așa. Este nevoie de luminare, de conștientizare aici, pentru că altfel intrați din nou în aceeași fază, în aceeași etapă și ajungeți din nou la turn. Și aici avem moartea, transformarea. Pentru unii doare, pentru alții nu doare. Am o oră 15 aici, magnetism, 15 din Cheile genelor de Richard Rudd, magnetism, adică depinde realmente de starea voastră interioară, viitorul vostru și al relației voastre. Dar aici necesită iertare, o transformare. Sunteți într-o perioadă de tranziție, de unde lucrurile se pot întoarce către voi prin iubire sau se pot duce acolo unde poate nu vă doriți, dar este mai bine. Ce mai avem aici? Adevărul. Unii dintre voi veți afla adevărul, v-am spus, și veți avea o alegere de făcut, la nivel mai spiritual, așa. Cine suntem, de ce suntem. Să înțelegeți adevărul. Înțelegem adevărul.
aici avem mărgăritar, niște lăcrămioare. Lăcrămioara. Am o prietenă foarte dragă care este berbec, posibil să aveți de-a face cu un berbec. Am și balanța acolo pe masă. Te pup, lăcrămioara, dacă mă asculți. Claritate. Veți căpăta claritate. S-ar putea să aveți de-a face, pentru că avem aici regina de monede cu cineva căsătorit, alături de care puteți fi, da? Dacă formalitățile sale legale se oficializează sau dacă voi sunteți căsătoriți. Bun, dacă nu sunteți căsătoriți, atunci sunteți într-un trio amoros sau persoana voastră de interes contrabalansează relația dintre voi cu o relație mai veche sau mai are pe cineva. Și atunci trebuie să aleagă, indiferent că sunt acolo sentimente sau nu, există încă cineva aici. Și trebuie o alegere făcută. Dar veți căpăta claritate. Vedeți că puteți visa, puteți primi simboluri în vis prin care să înțelegeți ce se petrece aici. Vreau să mai iau o carte pentru moartea, ce trebuie să înțelegem. 9 de băte. Trebuie ceva vindecat și trebuie să eliminați un compromis, să nu acceptați o situație. Dacă o acceptați, trebuie să fie ceva și în favoarea voastră, adică să fie ceva cu care să puteți lucra, nu un sacrificiu, pentru că ați depășit multe lucruri, dar asta este experiența voastră de viață. Și aici șoricei o atacă, adică viața voastră cumva așa este atacată de niște energii negative, nu la propriu, a relației, da? Munca voastră de până acum, relația voastră, casa voastră. Și trebuie să îndepărtați aceste energii exterioare, deci acești factori care vă perturbă aici starea de bine. Deci pentru moarte avem 9 de băte. Trebuie să luptați un pic. Unii dintre voi să depuneți armele sau să vă opriți din a lupta. Și pentru justiția avem 5 de spade. Să nu mai faceți un compromis. Dacă vă doriți ca relația să funcționeze, în primul rând trebuie să nu mai compromiteți nimic și în felul acesta veți vedea dacă soluția voastră este viabilă sau nu, dacă relația este chiar ceea ce vă doriți sau nu, sau lăsați locul altcuiva în fața voastră. Și pentru regele de cupe, luna, vă doriți în continuare această relație de teamă, de frică, de a nu vă înfrunta pe voi înșivă, de a nu vă confrunta sentimentele și pentru că există aici răni ale copilăriei. Sunt cinci și puteți să citiți despre ele ca să nu lungesc citirea. La nivel de plan material, avem spânzuratul, un mic blocaj din care veți ieși, spânzuratul și 7 de monede. Un mic blocaj sau lucrurile merg mai greu, este în regulă, este Mercur retrograd aici, fix cartea lui Mercur, pentru că vorbeam mai devreme, vedeți, Fecioara. Și veți face pași mici, dar siguri, către stabilitatea voastră financiară. Unii dintre voi, mai ales cei care aveți taurul în casa întâi sau în casa șaptea, ce ați făcut voi anterior a fost bine. Nu înseamnă că nu se rezolvă. Încercați să vă liniștiți pentru că se va rezolva. Dacă există acest blocaj aici, este pentru că așa a trebuit să fie. Aici este o pază bună, trece primejdia rea și este foarte bine acum să aveți un pic de răbdare pentru că veți găsi soluții pe plan material aici. Chiar și pentru o promovare, chiar și pentru semnarea acestui contract nou, chiar și pentru primirea acestei vize, chiar și pentru înființarea acestei firme, chiar și pentru aceste taxe sau documente pentru taxe pe care le depuneți, chiar și pentru această comunicare, aceste e-mail-uri, aceste mesaje schimbate la serviciu, în colectiv sau poate micile neînțelegeri, chiar și acelea, pe voi acum vă ajută
pentru ca mai târziu să ajungeți unde vă doriți voi, de fapt. Spânzuratul. Spânzuratul cu spânzuratul. Da, este în regulă, pentru că dacă nu ați fi fost în pauză, ați fi avut o pierdere financiară mai mare sau o pierdere financiară, punct. Spânzuratul este omologul peștilor din astrologie, iar peștii, ca și casa 12, reprezintă subconștientul, fac ceva, dar fără să fiu conștient pe deplin de mine sau de ce semnez, ce vreau, ce-mi doresc. Deci nu văd cu claritate niște lucruri sau mă sacrific pe mine sau ajung să sacrific ceva, să pierd ceva. Opt de monede. Da, ca să nu pierdeți tot ce ați câștigat până acum, mai bine așa ca acum, pentru că veți rezolva încet și sigur ulterior. Tot ceea ce vă doriți voi aici. De la ceva mic să ajungeți la ceva mare. Poate aveți o construcție, niște acte, niște legalizări care sunt întârziate, câte și mai câte. Nu vi se oferă acum soluția, dar aveți aici un câștig material. Dacă situația este înghețată acum, este pentru că așa trebuie, ca să nu se prăbușească acest pod, da? Ca să nu ajungeți la ceva mult mai complicat ulterior. Între timp, voi trebuie cu 8 de monede să vă faceți treaba în continuare. N-ați făcut nimic greșit, va exista progres. De la 7 de monede ajungeți la 8 de monede. Pași mici și siguri. Nebunul, iată, liberă, cale liberă, drum liber. Și judecata, o revenire. Judecata aceasta, mai ce interesant. Vedeți cum are pisicuța aceasta aici? Are o lună, se vor alinia toate atunci când trebuie. Ăsta este un as de monede, cumva. Poate voi îl vedeți altfel, eu așa îl văd, un trei de spade și un nebun. Deci veți începe lucrările sau lucrurile pe care le aveți de făcut sau veți rezolva în planul financiar sau la serviciu sau pe planul material ce vă doriți voi, atunci când trebuie. Această suspendare în spațiu și timp, acest blocaj este pentru a nu vă durea. Și de ce vă spun asta? Sunt trei spade în carte și mai vine una, a patra, liniște, acum. Trebuie să te odihnești, te relaxezi, să stai liniștit, pentru a nu avea o pierdere, pentru că aici este un câștig. De fapt, câștigi. Bun. Pe plan emoțional, regina de monede, înaltul preot, regina de cupe, sigur că da. Câmpul colectiv vorbește, au ieșit counterpart-ul, da, omologul, au ieșit sufletele pereche aici. 5 de cupe și 9 de cupe. Deci ce avem aici, avem și aici. Ce ne spun cărțile acum? Da, stabilitatea a fost puțin zdruncinată și este nevoie de liniște. Pentru că pentru a avea stabilitate în planul fizic, în cuplu, pentru a ne simți în siguranță, trebuie să ne echilibrăm și emoțional. În acest moment aici există multă durere. Dacă a existat o despărțire, despărțirea a făcut ravagii emoțional și din aceste ravagii emoționale aici nu putem materializa plăcere, siguranță, iubire la loc. Și dacă v-ați împăca acum, ar fi un dezastru și mai mare de atât, adică v-ați învârti în cerc. Dar există compatibilitate aici pentru unii dintre voi, între voi și persoana iubită, desigur. Însă în continuare, pentru unii dintre voi văd că persoana voastră iubită s-ar putea să fie angajată într-o altă relație cu cineva, să existe iubire, clar, să fie căsătorie acolo, da, clar, dar în egală măsură să vă dorească și pe voi și să fie așa o durere pe lângă, că nu vă puteți întâlni, că nu vă puteți vedea, dar unul dintre voi este sub acte
Și atunci, cumva mai aveți de așteptat și decizia vă aparține ce faceți de aici înainte. Dacă vorbim despre ceva medical, aici văd într-adevăr ceva ce are legătură cu o instituție. Vă doriți să faceți ceva. Sunteți necăjiți pentru ceva ce are legătură cu partea medicală, dar veți soluționa. Cumva scăpați de o provocare sau poate ați scăpat pe jumătate, dar sunteți mai aproape de o soluție concretă. Poate nu sunteți mulțumiți pe deplin de un diagnostic, dar va apărea, va apărea. Iar alții dintre voi văd că refuzați cumva să mergeți la medic și trebuie, doar ca să excludeți potențialuri acolo. Aici avem puterea din nou, încă o dată puterea. Unii dintre voi trebuie să fiți puternici, iar alții dintre voi sunteți necăjiți și o luăm de la început, de mă învârtit în cerc, pentru că nu vă puteți îndeplini voința sufletului, dar voința sufletului vostru se va îndeplini. 9 de cupe este o dorință împlinită la nivel emoțional și până la urmă se va împlini. 8. 8 de la puterea de aici este 8 cu justiția de aici. Nu mă uit niciodată cu ce seturi aleg să fac citirile. Dacă v-aș face o poză aici, ați vedea câte am în jur și încă nu sunt toate. Pur și simplu mă las ghidată și purtată și vedeți că am 8-8. Voința sufletului vostru va fi împlinită exact după cum este potrivit în acest moment, când lucrurile vor ieși la suprafață, când lucrurile vor ieși la suprafață. Din nou, 5 de cupe, chiar dacă este cu suferință, aici este nevoie de o acceptare. Este nevoie de o acceptare și apoi renașteți. Uf. Șapte de băte. Pentru că trebuie stabilite niște lucruri înainte. Erați într-o zonă de sacrificiu, asul de spade, claritate, adevăr. Pentru că percepția voastră vă ducea pe un drum greșit. Regina de spade, este cartea mea pentru divorț sau libertate, sau cuiva trebuie să-i fie foarte clar ce își dorește. Și aici, abia ulterior, veți putea comunica. Și avem trei steaguri, trei culori, nu întâmplătoare, roșu, baza. La bază să fie curat viața mea și viața ta, pentru că altfel nu pot să am încredere în tine. Și nu putem sta de vorbă. Iar aici sus, ia uitați ce avem, semnul balanței. Și aici avem un fel de închisoare, ceva în care este închisă dorința, da? Iar ea îl are pe Excalibur în mână, asul de spade. La nivel emoțional este nevoie să vă deschideți mintea către toate posibilitățile. Este nevoie de o schimbare de percepție, de o schimbare de comportament, de atitudine, pentru a ajunge la stabilitate. Și o să ajungeți la stabilitate. Înaltul preot, de o elevare spirituală. Aici este o conștientizare spirituală, este o lecție, este nevoie să o parcurgeți, să o înțelegeți, pentru că puteți. O carte. Carieră. Poate unii dintre voi sunteți provocați de carieră sau poate persoana voastră de interes a ales cariera sau banii sau un alt drum care nu avea legătură cu altcineva sau relația, da, cu altcineva. Deci aici pentru aceste două potențialuri
este nevoie să vă ridicați un pic vibrația și să gândiți un pic limpede, pentru că s-ar putea să așteptați și să așteptați degeaba. Mai vreau o carte aici. Ce-i cu Regina de Spade? Ce ne spune? Nori. Provocări temporare și judecată încețoșată. Deci trebuie să vedeți cu claritate. Ea taie sabia aceea, efectiv nori îi taie, da? Deci face lumină. Tigru. Faci ceva riscant și să profiți de o șansă, să ai curaj. Șansa. Șansa săriști. Regina de monede nu riscă, dacă voi sunteți regina de monede. Fericire și stare de bine. Cine nu riscă, nu câștigă. În ce sens? Aici este o altă discuție, dar este alegerea voastră ce faceți. Până la urma urmei, Universul cumva v-a aranjat așa viața pentru a vă fi bine și da, sunteți bine. Depinde cum se aranjează lucrurile pentru voi, talismanele. Dacă mă mai ține gâtul, miracol. Casa noua, credința. Ah, nu, e casa șasea, fecioara. Ordine și disciplină, un pic de organizare, un pic de atenție și de grijă mai multă la voi. Deci ați fost în sacrificiu, fecioara din nou versus pești. Ați dat prea mult unii dintre voi. Y. Da, a fost o separare aici, la nivel de relație, dar această separare privită în oglindă ajunge și la o întrepătrundere. Avem 5. Casa 5-a, leul, din nou, voința inimii mele, 1, berbecul, 7, racul, semne cardinale și semne fixe sau mutabile. Mi-am dorit ceva foarte, foarte mult, eu, fix, iar partenerul meu s-a răzgândit sau și-a căutat drumul, steaua, o libelulă. Voi, pe de altă parte, sunteți ok, puteți avea, iată, abundența în viața voastră, abundență, pe plan profesional sau material, aveți aici o șansă, o cheie, știu că sunt amuzante cheile mele, două libelule. Deci cumva se pot aranja lucrurile, această roată să se învârtă, astfel încât voi să vorbiți și să ajungeți totuși la un acord comun, înțelept așa, că vă este bine împreună și că mai încercați odată. Steaua. Și da, poate fi de bun augur. Avem inițialele M, D, S, R, răsare, soarele, soare, răsare, est. Atenție la sărurile din corp, la minerale, la cristalin, mitul cenușăresei, pantoful de cristal, se schimbă situația, da? Meridianul 0, deci nebunul, un nou început, este ca o probabilitate aici să mai discutăm despre a relua relația și puteți discuta, rămâi, da sau pleci la depărtare și aici avem un 11 sau un 65, un 56, un 76, un 75, un 57, un 67, 16, iată turnul, 15, diavolul, deci acum faceți un ocol pentru că este ceva aici complicat și sunteți pe drumul vostru, steaua 17, 7, 7, care înseamnă 7, 7 pentru cineva sau bile mai combinați și voi, să puteți discuta la o adunare, o adunare, un eveniment pe zi, să vă întâlniți din întâmplare. Râdeți, cineva va fi fericit, veți fi fericiți, veți fi mulțumiți în cele din urmă. Unii dintre voi veți dori să vă îndepărtați,
sau s-ar putea unii dintre voi să vă fi simțit respinși la nivel de intimitate, la nivel de grupuri, grupuri sociale sau poate aveți vreun conflict în grupul vostru de prieteni prin statutul social sau să se fi implicat aici prieteni, neam, deși nu neamul vorbește, deși nu despre neam vorbește casa 11, ci casa a treia, mid. Ne întâlnim la mijloc, da? Stați la masa tratativelor. O inițială C. O zână. Niște lucruri îndrăznețe, niște... Aveți așa sprijin, parcă din planul divin. Avem talismanul frumos, o împăcare care poate fi benefică, frumoasă. Se poate repara. Cry. Încercați, avem 5 de cupe, 5 de cupe mult, să nu plângeți, să nu plângeți. Cineva, pe de altă parte, plânge după voi la depărtare și nu spune. Unii dintre voi ați avut de-a face cu cineva foarte fluctuant la nivel emoțional. Risc, cineva și-a asumat un risc sau are nevoie să riște ceva, are nevoie să treacă printr-o experiență pentru a înțelege dinamica relațională cu voi. Iar alții dintre voi, dacă sunteți persoane singure, puteți cunoaște pe cineva extraordinar de rafinat, care este așa ca un far. Știți cum este luceafărul? Cine lucea? Farul. E farul vostru. Este cineva foarte strălucitor, cu o aură incredibil de frumoasă și curată, un om bun la suflet. Poate fi medic. Atenție cu camera de gardă, atenție, eu văd și spun, nu vă trimit acolo, doar vă atenționez. Unii dintre voi s-ar putea să puneți condiții, iar alții dintre voi veți primi într-o dimineață un mesaj care vă va face foarte bucuroși, foarte bucuroși. Veți vedea dimineața, veți citi un mesaj care vă duce așa zâmbetul pe buze, mesaj de iubire. Alții dintre voi primiți niște mesaje pasionale, așa, îndrăznețe, pentru care sau care pot schimba cursul vieții. Schimbă cursul. Dacă eu schimb afirmațiile pe care le fac, ce scot pe gură, îmi schimb viața. Și este nevoie de conștientizare pentru asta și tocmai de aceea ne-a apărut aici peștișorul de aur, care, da, nu ne poate îndeplini o dorință lumească, pentru că este nevoie de elevare și de înălțare. Capricornul este cel care se înalță, urcă pe munte, iar apoi vărsătorul este cel care coboară și varsă cunoașterea în infinit, în ocean. Da? Deci este nevoie de un pic de rafinare aici, de înțelepciune. Vă mulțumesc tare mult tuturor pentru tot și vă urez tuturor să fiți bine și să aveți parte de bucurii, de liniște și de sănătate și de iubire. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!